Pentru unii sunt un hobby, pentru alții elemente de decor ce pot oferi o pată de culoare unei încăperi. Alese corect, pot aduce beneficii la care puțin s-ar aștepta. Află care sunt plantele care ți-aduc fericire în apartamentul tău. Dacă le pui în apropierea intrării în locuință, vei avea parte de noroc și mulți bani. Sunt spectaculoase, ușor de îngrijit, se adaptează imediat în mediul în care sunt ținute și îți vor aduce câteva beneficii cu totul neașteptate. Dacă îți dorești să dai o pată de culoare locuinței tale, plantele cu frunze mari sunt alegerea perfectă. În plus, potrivit filozofiei Feng Shui, unele sunt și o sursă importantă de energie pozitivă, transformându-se în magneți pentru noroc, bani și abundență. În cele mai multe cazuri, aceste specii de plante au frunze verzi și sunt prezente nu doar în apartamente sau case, dar și în birou sau clădiri de firme. Au o putere energetică impresionantă, se spune despre ele că au capacitatea de a ține la distanță vibrațiile negative. Tot ceea ce trebuie să faci este să le pui la intrarea în casă, în living și chiar în bucătărie. Îți vor aduce fericire, bani și noroc. Speciile ce nu ar trebui să-ți lipsească din casă sunt Philodendron roșu. Această plantă spectaculoasă, ale cărei frunze au formă de săgeată, se așează cât mai aproape de ușa de la intrarea în casă. Ține cont de faptul că are nevoie de lumină indirectă și umiditate ridicată, în special în timpul verii. Amoena este cu adevărat spectaculoasă, fiecare frunza sa având mai multe nuanțe de verde. Este ușor de îngrijit, are nevoie doar să stea la temperaturi de peste 10 grade Celsius, dar nu mai mari de 28. Se dezvoltă bine în semiumbră și la udare constantă, relatează playtech.ro.